numit ceva ale arenicilor satul Hawks din Nepal, a ajuns faimos în întreaga lume, însă nu datorită peisajului, ci prin prisma unui aspect mai ciudat. Hawks este considerat un fel de plantație de rinichi pentru piața neagră ale colectării de organe. Aici, aproape toți localnicii mai au doar câte un rinichi. Mânați de sărăcie, oamenii din această zonă au ajuns să-și vândă rinichii pentru sume derizorii. În plus, traficanții de organe folosesc o serie de trucuri și tactici pentru a constrânge victimele să renunțe la organele vitale. Aceștia profită de naivitatea oamenilor și răspund că rinichiul va crește la loc. Brokerii de organe vin în satul Hawks și în localitățile din împrejurimi în mod regulat, și de cele mai multe ori reușesc să îi convingă pe oameni să călătorească alături de ei în India pentru a face operații de recoltare a organelor. Geta, o mamă cu 4 copii, și-a vândut un rinichi cu 1.000 de lire sterline ca să-și cumpere o casă. Locuința a fost distrusă ulterior de un cutremur. Timp de 10 ani, mai mulți oameni au venit în satul nostru încercând să ne convingă să ne vindem rinichi, dar eu am spus întotdeauna că nu vreau asta, a declarat Geta într-un reportaj realizat de Al Jazeera. Dar pe măsură ce copiii ei creșteau, dorința femeii de a le oferi acestora o casă a devenit mai puternică. Ne-am dorit întotdeauna propria mea casă și o bucată de pământ și, având mulți copii, aveam foarte mare nevoie de ea. A povestit ea. Așa că Geta a călătorit cu una dintre cumnatele ei în India pentru operații de recoltare a rinichiului. Procedura a durat o jumătate de oră, dar femeia a fost spitalizată timp de 3 săptămâni. Când am trezit după operație, nu simțeam nimic și eram surprinsă că totul a durat 30 minute, a spus Geta. Din păcate, casa femeii, cea pe care a plătit-o cu banii luați pe rinichiul extras, a fost distrusă într-un cutremur care a zguduit Nepalul în data de 25 aprilie 2015, în care cel puțin 8.800 de persoane și-au pierdut viața și alte 23.000 au fost rănite. Dezastrul le-a lăsat pe mulți să tem fără adăpost, făcându-i să apeleze la alcool pentru a-și îndeca durerile. În aceste condiții, comerțul cu organe a înflorit, transformând țara într-o adevărată bancă de rinichi. Deși traficul de organe este ilegal, aproximativ 7.000 de rinichi sunt vânduți în Nepal în fiecare an. Și mai șocant este faptul că traficanții de organe nu așteaptă întotdeauna consimțământul donatorilor. Unii oameni au fost înșelați să creadă că au nevoie de un alt tip de operație, iar rinichiul a fost scos fără acordul lor. Unele victime sunt chiar ucise pentru ambii rinichi. Organele recoltate sunt vândute pentru sume de cel puțin 6 ori mai mari decât cele pe care le primesc donatorii. Revista Time a relatat cazul lui Kenan Tamang, care a fost atras într-o cursă cu ajutorul generalului său. Acesta, din urmă, a promis că l-ajută să obțină un loc de muncă mai bun în Chennai, India, dar, de fapt, avea o înțelegere cu traficanții de organe. Am fost dus la spital și mi-au spus că îmi vor lua rinichiul. Apoi mi-au explicat că voi primi și o sumă de bani și că nu voi avea probleme de sănătate. Bă, chiar mi-au spus că rinichiul o să crească la loc, a spus Kenan Tamang. Povestea lui Ganesh Bahadur Dama este destul de similară cu a lui Kenan Tamang. În căutarea unor de muncă mai bine plătit, Dama a călătorit în India. Odată ajuns acolo, a fost luat în primire de un grup de necunoscuți. Mi s-a făcut o injecție care m-a lăsat inconștient timp de 24 de ore. Când m-am trezit, eram pe un pat de spital. Atunci mi-au luat rinichiul, a spus el. Trei luni mai târziu, bărbatul a primit $150 și a fost trimis înapoi în sat, unde și-a cumpărat un mic teren cu banii obținuți pe rinichi.